Distribuitor pe piața românească a încărcătoarelor frontale multifuncționale marca Schaeffer, compania Fantex speră să-și atragă noi clienți din zona Transilvania, urmând să-și adapteze oferta la nevoile fermierilor din această regiune. Transilvania este o zonă care mai există mare, mare loc de dezvoltare la agricultură. Sunt mulți fermieri mici, cu fermele, cu efectivele mici, dar sunt un loc pentru schimbare utilaje, pentru înlocuire cu utilaje noi. Încă lucrează mult fără utilaje unii sau unii cu utilajele foarte vechi și există un loc. Dar piața aici este puțin mai dificil, ca sunt, cum am văzut până acum, sunt multe, dar mici. Nu sunt firme mari cum e acolo în zona la noi. Și de aia trebuie muncit mai mult ca să-l vindem aici în zona utilaje. Și cred că o să merge utilajele mai mici în zona asta, ca sunt fermele mici, la nivel mici. Ce strategie abordați atunci pentru a vă fideliza sau vă atrage clienții din zona asta? Există promoții? Este promoții la utilajele mici, livrare din stoc imediat, avem facilități de finanțare cu leasing sau cu băncile, avem și facilități de finanțare direct cu noi și cred că asta o să interesează mult fermier, ca să nu dai dobânzi, să nu dai acte, nu știu ce, dar sigur cu finanțare direct de la noi este o perioadă scurtă, adică până în 6 luni. La utilajul mic, și noi când vindem utilajul mic la fermier mic, în 6 luni se poate de venit sau de rulat ce face utilajul asta, pot să fie plătit. Când se-l compar utilajul nou, cum este aia mic, cu 10 angajați, spre exemplu. Și când se renunță la 10 angajați care face munca foarte grea, care nu mai este bun pentru oameni această muncă, cu un utilaj mic din asta se rezolvă problema. Schaeffer construiește încărcătoare pentru agricultură de peste 50 de ani. În 2012, compania germană va lansa un nou produs pe care Fantech îl va duce și în România. Noi vindem utilaje articulat la mijloc și telescopic. Cel mai mare la Schaeffer este de 130 de cai telescopic, care este singur producător care face chestia asta. Și acum la anul vine unul încă mai mare, să fie de 240 de cai, telescopic cu articulație la mijloc. Utilajele telescopic sunt destul. Toate producători de orice fel de tractor face un telehandler, cum zice, dar nu este încărcător, este stivitor telescopic, la care se folosește la agricultura aici. Dar când ai încărcător telescopic cu cabina mare articulată la mijloc, adică poți să-l folosești mult, mult mai bine la agricultura, cu vizibilitate, rapiditate, robust, mic și ridică încărcătura foarte grea la înălțime mare și repede. Și noutăți, la anul o să fie un utilaj telescopic articulat la mijloc care ridică la 7,5 metri, 4 tone, articulat la mijloc. Și această noutăți noi am așteptat și de anul trecut, și anul ăsta, dar reușește la anul să fie gata.